Am ceva a spune, dar nu, nu pot să spun ceea ce da, gândesc. Da, nu suntem acum la Barou, suntem într-o sală de expoziție. Vreau să vă spun că îl cunosc pe domnul doctor de aproximativ 40 de ani. De, din anul în care stagiar fiind, am devenit locuitor al municipiului Slatina. Întâmplarea a făcut ca soția mea să profeseze în aceeași branșă și ne-am cunoscut foarte repede. Și am avut nenumărate ocazii să discutăm diverse. Despre artă, despre politică, despre sport. Discuțiile cu domnul doctor Dan Ionescu au fost întotdeauna o încântare, pentru că dumnealui e practic un izvor nesecat de informații, atât în ceea ce privește pictura, artele frumoase în general și nu de puține ori am reflectat și am încercat să găsesc o explicație a repetabilității acestui fenomen. De ce în lumea medicală, doctorii, medicii, absolvenții de medicină, de-a lungul timpului, sunt atrași de artele frumoase și nu numai că sunt atrași de artele frumoase, dar avem în istoria literaturii, în istoria picturii, avem nenumărate personalități care au fost apreciate la fel de bine în artă ca și în profesia pe care și-au ales-o. Nici acum nu pot să dau un răspuns decât poate asemănarea extraordinară sau poate pe alocuri intersectarea celor două activități în sensul că fiecare dintre ele este la rândul ei artă. Și a fi medic și a fi chirurg și a fi stomatolog și a trata un semen de-al tău care pleacă sănătos după ce vine cu o afecțiune nu este la îndemâna oricui și nu oricare dintre noi suntem chemați sau avem puterea sau avem tăria de caracter să putem practica așa ceva.